Continuăm uh, să vedem în Evanghelia după Luca pașii Domnului Iisus pe acest pământ. Cu ajutorul lui am ajuns la cea de-a doua parte din capitolul 11. Vă amintiți că data trecută am văzut învățătura Domnului Iisus despre cum ar trebui să ne rugăm uh, primele 13 versete și acolo ni se indică și motivul principal pentru rugăciune. Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Este vorba de Duhul Sfânt. Pe El trebuie să-L cerem, ca niște copii întorși la Dumnezeu, avem nevoie să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Iată, Domnul Isus a spus, este biblic, este rugăciunea pe care El ne -o pune înainte și noi trebuie să ascultăm, să ne rugăm cu insistență, cu stăruință pentru Duhul Sfânt. Aceasta a fost data trecută, sper să nu uităm. Nu înseamnă că dacă trecem la un nou capitol, am uitat de celălalt. Aceasta este o rugăciune cu caracter permanent. Dar mergem mai departe astăzi la partea a doua din capitolul 11 și vom vedea mai multe schimburi de replici ale Domnului Isus cu iudeii, începând de la încă o exorcizare a unui posedat despre care citim, începând cu versetul 14. Isus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat, dar unii ziceau, el scoate dracii cu Berzebul, Domnul dracilor alții ca să-l ispitească îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul? Și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fie voștri cu cine scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa verii, ei sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Așa cum am spus, am văzut mai multe exorcizări până acum, mai multe eliberări ale oamenilor posedați de demoni, de fapt, am numărat vreo trei până acum în Evanghelia după Luca. Vă amintiți, întâi un om posedat aflat în Capernaum, pe urmă îndrăcitul din Gadara, dincolo de Capernaum, pe partea cealaltă a Mării Galilei, și în final fiul omului care îl aștepta pe Domnul Isus să vină de pe muntele schimbării la față. Ucenicii nu putu să le libereze pe acest tânăr îndrăcit, de aceea a trebuit să vină Domnul Isus și a spus și acest lucru că acest fel de demoni nu iese decât cu post și rugăciune. Ei bine, iată, aici avem o nouă eliberare de demoni și este foarte interesant că în Evanghelia după Luca, de fapt în toate evangheliile, se pune accentul pe faptul că Domnul Isus a venit să le elibereze pe om de sub puterea celui rău. Am spus și în dățile trecute, spun și acum, nu se mai manifestă posesiunea demonică prin faptul că unul cade și uh, face spume la gură cum era fiul acestui om, de lângă Muntele Tabor, nu sunt manifestări de felul acesta atât de frecvente, deși mai sunt și așa în țările, mai ales acolo unde se practică religiile acestea tribale. Însă, oricine este în afara sferei de influență a Domnului Sus, în afara împărăției duhovnicești a Domnului, este într-o formă sau alta sub influența duhurilor necurate. De aceea, iată, este un cuvânt pentru toți oamenii fiindcă lumea aceasta întreagă, dragii mei, spune Scriptura, zace în cel rău. Aceasta este realitatea. Va veni împărăția Domnului, am spus data trecută, în rugăciunea împărătească, este această cerere, vie împărăția ta. Între altele, multe binecuvântări este și aceasta. Pământul nu va mai fi sub opresiunea aceasta a celui rău și a duhurilor necurate, cel rău va fi legat împreună cu demonii, nu va mai fi niciun fel de înșelare religioasă atunci în împărăția Domnului. Până atunci însă este o realitate spirituală. Și iată, în Evanghelie, a patra oară găsim această relatare despre un caz al unui uh, om îndrăcit. De data aceasta era vorba de un duh care se manifesta diferit, pentru că omul pe care îl poseda rămăsese mut și Domnul își arată încă o dată puterea eliberatoare, așa cum am citit în versetul 14, Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit Dracul, Mutul a greit și Noroadele s-au mirat. Iată, o nouă formă de posesiune demonică, și Domnul își arată încă o dată puterea asupra celui rău și asupra demonilor. Spune aici că Noroadele s-au mirat mulțimile de oameni care asistau, și iată, nu doar că s-au mirat, dar au căutat și niște explicații logice. Pentru că nu voiau să înțeleagă faptul că în fața lor se afla Mesia, Fiul lui Dumnezeu, le trebuia o altă explicație. Cum de ies demonii aceștia? Cum se produc astfel de exorcizări? Cine poate să facă astfel de lucruri? Și iată explicația pe care o dau ei. În versetul 15, unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Și mai mult decât atât, ca să li spitească, adică să arate ei că este un fals profet, că nu e un profet de la Dumnezeu, că nu e un om al lui Dumnezeu, i-au cerut și un semn din cer, ca și cum n-ar fi fost de ajuns semnul pe care tocmai îl văzuseră, ca și cum n-ar fi fost de ajuns toate semnele pe care Domnul le făcuse. Iată, în versetul 16 am citit, alții, ca să l spitească, îi cereau un semn din cer. Și aici avem cele două lucruri pe care le vom dezbate astăzi. În primul rând este vorba de apărarea Domnului Isus în fața acestei acuzații că el scoate demonii cu puterea satanei, cu puterea lui Belzebul. Și în al doilea rând răspunsul la această întrebare, la această cerere a altora pentru un semn din cer. Despre asta vom vedea în continuare. În primul rând, așadar, iată această acuzație. El scoate dracii cu Belzebul, cu Domnul Dracilor. Și mai spun încă o dată, pentru că ei nu puteau să demonstreze teologic, nu aveau nicio argumentație pe baza Scripturii Vechiului Testament, decât că în fața lor se afla Mesia. Aceasta era singura explicație posibilă. Dacă o dădeai pe aceasta la o parte, așa cum făceau ei, atunci nu-ți mai rămânea nicio explicație și au apelat la logică. Înseamnă că dacă nu e cu Dumnezeu, pentru că noi știm sigur că nu e cu Dumnezeu, observați, aveau deja preconcepția lor. Porneau de la o premisă, de la un gând bine prestabilit. Nu este omul lui Dumnezeu, nu este un proroc adevărat. Dacă nu lucrează cu Dumnezeu, automat lucrează cu cel rău. De aceea îl acuzau că el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Iar Domnul Isus le dă această argumentație, tot logică, fiindcă ei nu primeau altfel, le dă o argumentație pentru logica lor omenească și le spune aceste cuvinte. Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot draci cu Belzebul. Gândiți-vă logic. Cum ar putea cineva să-și dărâme propria casă? Cum ar lupta împotriva propriei împărății? Fiindcă, repet, ei nu acceptau o argumentație scripturală. Iată, recurge la logica aceasta. Și aș vrea să mă opresc puțin să uh, vedem ce înseamnă această denumire, Belzebul. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, dacă citiți cu atenție, la un moment dat o să vedeți că filistenii aveau un zeu, un idol, pe care îl denumiseră Baal Zebub. De acolo vine denumirea. Era un idol al filistenilor, însemnând două lucruri. Aici uh, oamenii care cercetează scripturile au dat două explicații posibile. O traducere ar fi. Domnul Muștelor, adică al plăgilor, al pestei, fiindcă ei se temeau de aceste boli, să zicem așa, tropicale și fusese desemnat un idol care să îi apere, spuneau ei de aceste boli și ar fi putut să fie această denumire tradusă prin Domnul Muștelor, Baal Alții spuneau că ar fi vorba de Domnul puterii văzduhului. Și aceasta este mai ușor de înțeles, pentru că dacă citiți în, în finalul epistolei către Efeseni, vedeți că este vorba de o luptă spirituală, în capitolul 6, împotriva Domnului puterii Văzduhului. Și cred că aceasta este interpretarea mai adecvată. Aici Domnul Isus îl numește cu această denumire. Belzebul, denumirea pe care o avea conform religiei filistenilor din regiunea Gaza, în mod deosebit. Așadar, Domnul apelează la această logică și face să gândească puțin. Gândiți-vă, dacă acesta este Domnul Puterii Văzducului și scoate afară demonii, înseamnă că împărăția lui nu poate dăinui. Dar, dacă eu fac aceste lucruri cu degetul lui Dumnezeu, adică prin puterea lui Dumnezeu, atunci Gândiți-vă tot logic, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu s-a coborât în mijlocul vostru. Sunt două împărății aflate în conflict. E împărăția celui rău și are slujitorii ei, care sunt demonii, și împărăția lui Dumnezeu și are slujitorii ei. Primul și cel mai important era chiar împăratul, adică Domnul Isus, plus apostolii. Gândiți-vă cum ar putea să fie o împărăție care să lupte împotriva ei însăși, dacă eu însă scot demonii cu degetul lui Dumnezeu atunci înseamnă că această împărăție a lui Dumnezeu. Ceea ce predic eu, ceea ce predică acești ucenici ai mei, este faptul că împărăția lui Dumnezeu a venit în mijlocul vostru și voi trebuie să intrați în ea. Era vorba de o împărăție spirituală. De asemenea, le mai dă încă un argument logic și le pune o întrebare, așa cum am citit în versetul 19. Și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? Și aici sunt mai multe interpretări. Cea mai probabilă, este aceea care spune că existau unii care făceau exorcizări tot în numele Domnului Isus. Măcar că ei nu-l urmau îndeaproape, nu erau din grupul celor 12, nu erau din grupul celor 70. De ce aceasta ar fi cea mai plauzibilă explicație? Pentru că, vă amintiți, în capitolul 9 am citit aceste cuvinte. Ioan a luat cuvântul și a zis, Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău unul care nu era din grupul ucenicilor și scotea draci în numele Domnului. Și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Și aici este vorba strict de slujire, nu era, cred eu, unul împotrivitor față de Evanghelia Domnului, ci pur și simplu unul care primise Evanghelia, dar nu era în grupul ucenicilor și scotea demonii prin puterea numelui Domnului Iisus. De aceea Domnul le pune această întrebare. Dacă eu scot cu puterea lui Belzebul, atunci fii voștri cu ce putere? Gândiți-vă că sunt unii printre voi care au început să scoată demonii tot cum îi scot eu prin puterea lui Dumnezeu. Așadar, ei înșiși ar fi putut să uh, se gândească și și-ar fi putut da seama de gravitatea acestei acuzații dacă își puneau pur și simplu mintea să judece logic dacă nu, bineînțeles, căutau explicația aceasta și până la urmă au rămas cu ea. Mai departe, Domnul spune cum a putut el să facă aceste exorcizări, să scoată demonii. Iată, era a patra pe care o relatează Scriptura, dar spune că din mulți îndrăciți ieșau ducuri necurate și mărturiseau că el este Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, putem să ne dăm seama că ar fi fost vorba de zeci, poate sute de oameni care au fost eliberați. Nu doar aceștia patru, acestea sunt doar niște exemple. Și Domnul explică și mecanismul. Cum poate să facă el? De ce poate el să facă asta? E foarte simplu. Citim la versetul 21. Când omul cel tare și bine în înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Cine omul cel tare? Este vorba de Belzebul sau de satana. El își păzea casa și îi păzea pe cei care erau în împărăția lui. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, cine este acesta? Domnul Isus. Cum l-a biruit? Prin jertfa lui de pe cruce. Nu intrăm acum să explicăm în toate detaliile ce înseamnă, însă există uh, acest cuvânt și în Apocalipsa. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Puterea jerfei Domnului Sus i-a dat autoritate de a-l birui pe cel rău. Atunci ia cu la toate armele în care se încredea și împarte parte prezile luate de la el. Iată ce am făcut eu cu alte cuvinte, spune Domnul, eu l-am biruit pe cel rău, acum el este legat și pot să-i jefuiesc casa, pot să-i scot pe cei care erau sub puterea lui, pot să-i scot afară, să aduc în împărăția mea. Și în acest punct, dragii mei, lucrurile sunt foarte simple, iar omenirea se împarte în două categorii. Unii care sunt încă în casa celui rău sau în împărăția lui, sub autoritatea lui spirituală și alții care au fost scoși de acolo și mutați în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul spune foarte clar, încheie discuția lui cu aceste cuvinte. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. La mijloc n-ai cum să fii. Domnul pune aici o limită foarte clară. Oameni care au ieșit din împărăția celui rău și au venit la Domnul și oameni care rămân în continuare în împărăția celui rău. Două categorii de oameni. Nu există o categorie la mijloc. Și aici, dragii mei, e foarte simplu. Religii în lumea aceasta sunt zeci de mii, numai creștine sunt zeci de mii de denominații. Plus alte religii de tot felul există, astfel de religii, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu sunt doar două părți în umanitate, sunt doar două împărății, una a Domnului și cea a celui rău. Când ieși din împărăția celui rău, prin pocăință și credință tu treci în împărăția lui Dumnezeu și întrebarea care se pune în care dintre cele două împărății te afli? Trebuie să fii foarte sigur nu sta pe margine, nu te gândi, mai vin și cu Domnul, mai și citesc, mai și păcătuiesc. Nu, rupe cu păcatul, pocăiește-te, mărturisește-ți păcatele și treci în împărăția Domnului Isus. Cine te scoate de acolo? Domnul Isus, spune lui, scoate-mă de sub autoritatea celui rău, mută-mă în împărăția ta, fă să fiu unul din ai tăi și Domnul cu mare drag, cu toată dragostea, face acest lucru, te iartă, te curăță și după aceea te mută sub autoritatea sa în împărăția lui. Despre aceasta vom mai discuta și în partea finală. Al doilea lucru pe care îl găsim în acest pasaj este referitor la o casă goală. Ce se întâmplă cu sufletul unui om după ce a fost eliberat de demoni, dacă nu îl caută pe Dumnezeu? De la versetul 24, Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută o dignă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte ducuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Iată, întâi Domnul așează cele două categorii. Una care este a oamenilor ce sunt cu el, cealaltă categorie a oamenilor care și risipesc viața, care nu strâng cu el, care sunt în împărăția celui rău. Și mai spune despre un alt fel de om, care a fost eliberat, dar nu s-a preocupat să-și umple inima cu Cuvântul lui Dumnezeu. El a stat liniștit și a văzut de viața lui. Și aici Domnul se referă la o realitate din lumea spirituală pe care noi puțin putem să o înțelegem. Spune că Duhul necurat, după ce a ieșit din om, se duce în locuri pustii și caută o dignă. Și fiindcă nu o găsește, spune, mă voi întoarce. Dragi mei, nu-i treaba noastră să înțelegem cum funcționează toate lucrurile în domeniul spiritual, mai ales în împărăția celui rău. Ce se întâmplă cu duhul necurat după ce iese dintr-un om? Iată, Domnul spune câteva lucruri, dă puțin perdeaua la o parte și spune: "Duhul necurat se duce și rătăcește." Dar ceea ce ne interesează pe noi nu este ce face duhul necurat după ce iese din om, punctul important din acest pasaj este ce se întâmplă cu inima noastră. În cazul acesta, inima era goală. Mai mult decât atât, măturată și împodobită. Ce se întâmplă cu un astfel de om care a fost eliberat, se află în situația că, după ce s-a văzut eliberat, nu se preocupă de viața lui cu Dumnezeu, nu caută lucrurile spirituale, nu caută să aibă părtășie cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Domnul Isus, cu frații, cu adunarea. El zice că se descurcă singur și, iată, inima lui rămâne goală și există posibilitatea aceasta. Și observație foarte serioasă, ca Duhul necurat să mai ia încă șapte. Starea omului acesta este mai rea decât la început. O avertizare foarte serioasă. În primul rând că sunt oameni care nu au fost niciodată eliberați. Dar și cei eliberați trebuie să aibă foarte mare atenție. Nu înseamnă că dacă ai fost eliberat, gata, totul s-a terminat, nu mai ai nicio luptă, tu stai liniștit și mergi direct în cer. Este o luptă, cel rău nu va renunța la viața ta, va căuta să strimită alte ducuri, nu doar unul, ci opt, iată vin aici, tu trebuie să ai casa plină, să fie acolo Domnul Isus, să fie Cuvântul Lui, să fie Duhul Sfânt, și atunci cel rău nu mai are putere. Dar nu că nu va încerca să revină cu vechile lucruri și cu vechile ispite. Repet, vom vorbi în partea finală mai în detaliu. Și, iată, de la versetul 27, sunt date cuvintele unei femei care vorbește fără să stea prea mult pe gânduri. Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din orod și-a ridicat glasul și a zis, Binecuvântat este pântecele care te-a născut și sânii pe care i-ai sub. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Într-o altă traducere mai modernă, cuvintele acestei femei sunt astfel. Femeia care te-a născut și care te-a alăptat se poate considera fericită. Și e interesant pentru noi, fiindcă se dă ceva despre Mama Domnului Isus. Vine o femeie din uh, mulțime și spune, binecuvântată e mama ta, fericită este mama ta, că ea te-a născut și că te-a crescut. O femeie care a luat-o gura pe dinainte și a zis și ea niște lucruri, cam din popor, așa, niște vorbe. Dragii mei, în acest punct, Domnul ar fi putut să ia cuvintele acestei femei și să zică în fața ucenicilor, iată, ce zice femeia aceasta este adevărat binecuvântată este mama mea. Dacă Domnul ar fi vrut să instituie o închinare la mama lui, aici era locul în care putea să o facă. De ce? Fiindcă vine această femeie și zice, fericită este mama ta, pânte cele care te-au purtat. Și el ar fi putut să răspundă, da, așa este, la mama mea să vă închinați. Nu face deloc așa, Domnul. Nici nu răspunde, nu zice nimic de mama lui. Dragii mei, de ce nu practicăm noi închinarea la fecioară și de ce nu este biblică această închinare? Pentru că în toate Evangheliile, în toate cele patru Evanghelii, nu este niciun loc în care Domnul să le fi spus ucenicilor: Închinați-vă la mama mea, plecați-vă înaintea ei. Nicăieri nu apare asta. Iar aici, repet, ar fi fost un loc în care ar fi putut să facă o pauză și să răspundă: Bine ai zis, femeie, bine ai greit cu adevărat, uitasem lucrul ăsta să spun, dar nu spun acum, închinați-vă și la mama mea, fiindcă ea este fericită. Cine sunt oamenii fericiți? Cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Cu acești oameni putem să ne unim în rugăciune, putem să ne unim în activități înaintea lui Dumnezeu și pentru binele oamenilor. Iată locul din Scriptură în care Domnul spune foarte clar, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul. Lui. E și mama lui fericită pentru că a ajuns în cer, între ucenicii Domnului se vede și mama lui. Dar nici ucenicii nu se închinau ei și nici Domnul n-a lăsat o astfel de recomandare. Ea n-a fost decât om și nu trebuie să te închini niciodată niciunui om. Doar lui Dumnezeu trebuie să îi te închini. Și cu aceasta cred că am pus capăt acestei discuții. Cine vrea să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, poate să asculte. Cine vrea să se închine la oameni sau la femei, e foarte simplu. Repet, adevăratul creștin nu are nimic de a face cu lucrul acesta, iar cei care încă se închină trebuie să iasă din înșelare să vină la păcăință. În continuare, Domnul le răspunde și celor care cereau un semn care să-l autentifice drept adevăratul Mesia, făgăduit poporului Israel, cel pe care ei îl așteptau. Așa cum am citit în versetul 16, alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Ca și cum n-ar fi avut toate semnele, iată ce le răspunde Domnul. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună: Neamul acesta este un neam viclean. Observați, înainte să le răspundă, le pune degetul pe rană. Voi sunteți niște oameni vicleni, sunteți niște farisei, niște prefăcuți, niște ipocriți. Neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru un inibiten, tot așa și Fiul Omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Inive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Și aici este de atras atenția puțin și asupra acestui cuvânt. Neamul acest este un neam viclean. Nu e vorba de tot poporul Israel. Nu are sensul de popor, deși așa ar părea. Cuvântul a fost tradus cumva inexact pentru că el în limba greacă este genea, de unde avem noi generație. Iar Domnul spune, generația aceasta este o generație vicleană, prefăcută. Și știți cum a sfârșit acea generație? Prin asediul roman asupra Israelului și asupra Ierusalimului s-a distrus întreaga țară, s-a dărâmat templul și ei au fost duși în robie. Așadar, atenția asupra acestui cuvânt genea fiindcă e de interes pentru noi și am să menționez și faptul că el este folosit în Matei 24 în versetul 34 cu același sens. Adevărat, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și aici nu e vorba că nu va trece poporul Israel, că se va desfința poporul Israel, că va dispărea, ci e vorba că nu va trece o generație care va fi prezentă la toate aceste lucruri. Ce generație, dragii mei, este aceasta? Cea care va vedea smochinul înfrânzind. Cine este smochinul? Israel. Când a început să înfrânzească? În anul 1948. Cât durează o generație? 70 până la 80 de ani. Aceasta ne dă o indicație despre timpul în care ne aflăm, despre generația din care facem parte. Revenind la generația de atunci, din vremea primei venire a Domnului Isus, Domnul putea să-i mustre, pentru că au văzut atâtea semne și totuși nu s-au pocăit. Totuși, înainte de a-i mustra, le vorbește despre momentul morții și învierii sale. Le dă un semn totuși, un semn profetic. Semnul acesta profetic era din Vechiul Testament. Și aici puțină atenție, pentru că în Vechiul Testament avem semne și imagini ale realităților din Noul Testament. El le spune despre semnul prorocului Iona. Neamul acesta este un neam viclean, sau generația aceasta este o generație vicleană. Ea cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și în ce consta acest semn, această împlinire profetică ne este spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Nu a fost la întâmplare că Iona a stat exact trei zile și trei nopți în pântecele acelui mare pește. Acesta era un semn profetic. Iona a fost un profet nu doar prin ceea ce a spus, ci și prin faptele sale. Iar aici e vorba de un semn foarte clar. Așadar, în Vechiul Testament avem semne profetice, Domnul Isus a spus, din care o parte s-au împlinit la prima lui venire, și vom vedea imediat că sunt și semne profetice care se vor împlini la a doua lui venire foarte curând. După aceea, Domnul le vorbește despre o regină venită de departe, regina din Seba. Seba este în sudul Arabiei Saudite de astăzi. Despre această regină, Domnul spune. Că ea a venit de departe și că va face parte dintre oamenii care îi vor acuza în ziua judecății pe iudeii din acea generație. Domnul, în primul rând, validează Vechiul Testament. Spune, acesta este un adevăr. Într-adevăr, a venit Regina din Seba la Solomon. Și ea nu doar că a venit la Ierusalim, dar este o zi a judecății și se va prezenta din nou înaintea voastră, înaintea generației acesteia. Și vă va acuza. Va face parte din comitetul de acuzare pentru că ea a venit de la sute de kilometri prin deșert, punându-și în pericol viața, ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și foarte probabil că aici se cuprinde realitatea vieții veșnice. Ea a venit să întrebe despre Dumnezeul veșnic, despre viața veșnică. Aceasta era preocuparea ei. Dacă mai este ceva după viața aceasta, dacă este eternitate, cum este acolo? Cum poate să ajungă în prezența Creatorului, în prezența lui Dumnezeu? Și Solomon i-a dat răspunsul la toate aceste întrebări. Iar Domnul spune: Va veni Regina din Seba și vă va acuza în ziua judecății pentru că ea a făcut atâta drum ca să-l asculte pe Solomon. Iar aici, voi aveți pe unul mai mare decât Solomon. Cât de mare era Domnul Isus în comparație cu Solomon? Vă dați seama. Nici nu se compară. Domnul Isus. Fiul lui Dumnezeu, Creatorul întregului pământ, prin El au fost făcute toate lucrurile, stătea în fața lor și cu toate acestea ei n-au crezut. Și atenție mare, dragii mei, Domnul spune aici despre faptul că există o zi a judecății fiecărui. Potrivit cu ce au ascultat oamenii, câtă lumină au avut și că va fi un comitet de acuzare pentru oamenii aceștia, va fi o, o arătare a dreptei judecății a lui Dumnezeu, va fi o manifestare a dreptei judecății a lui Dumnezeu, vor fi oameni care vor acuza, vor fi oameni care vor încerca probabil să se apere și va fi o singură sentință de condamnare pentru toți cei care nu au primit Evanghelia ca să fie iertați. Tot despre ziua judecății spune Domnul că vor veni și bărbații din Ninive. În versetul 32, bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății, observați din nou, ziua judecății. Când este această zi? La final, după împărăția de 1000 de ani toți morții se vor afla înaintea scaunului de domnie mare și alb, bărbații din Inive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Ce trebuia să facă generația aceea? Ce trebuie să facă orice om ca să scape de ziua judecății? Să se pocăiască. Și Domnul spune, bărbații din Inive, citiți cartea lui Iona, Bărbații din Inive s-au pocăit, a ieșit Iona din pântecele peștelui, a venit, probabil spunea unii, că avea semnele faptului că a stat trei zile în stomacul peștelui și probabil acizia aceea i-ar fi afectat pielea. A trebuit să predice pocăința, să spună că vine judecata lui Dumnezeu și că ei pot scăpa de judecată pocăindu-se. Ce au făcut oamenii din Inive? S-au pocăit și Dumnezeu a amânat judecata câteva decade pentru că după aceea, într-adevăr, Ninive a fost o cetate ștearsă de pe fața Pământului, capitala Imperiului Asirian, dar prin pocăința lor ei au amânat judecata și și-au salvat sufletele. Iar Domnul spune, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că este aici unul mai mare decât Iona. Dragii mei, ce mesaj avea Iona? Pocăiți-vă! Care era principalul mesaj al Domnului atunci și acum? Pocăiți-vă! Pentru că împărăția lui Dumnezeu se apropie. Iată ce trebuie să facă omul ca să scape, să se pocăiască, să-și mărturisească păcatele, să se întoarcă la Dumnezeu și va scăpa de ziua judecății. De aceea, să știți, același lucru este și în fața acestei generații, a acestui popor. O generație vicleană care tot așteaptă semne să vadă dacă vine Domnul și-și amână pocăința sau pur și simplu refuză pocăința. Iar Domnul spune, va veni o zi a judecății. De aceea, întrebarea pe care fiecare om care ascultă cuvintele Evangheliei trebuie să-și opună este aceasta. Te-ai pocăit la auzirea Evangheliei? Acesta este scopul predicării Evangheliei. Dacă te-ai pocăit, atunci vei scăpa de judecata lui Dumnezeu și vei continua să trăiești cu Domnul. Cu aceasta trecem la partea aplicativă. Și am să încep din nou cu cuvintele Domnului Iisus din versetul 23. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Aceste cuvinte le-a rostit Domnul după exorcizarea posedatului, după eliberarea lui de demoni. Dragii mei, e foarte simplu. Încă o dată spun. Există doar două împărății în lumea spirituală. Noi nu o vedem. Domnul aici dă puțin vălul la o parte, ne arată ce se întâmplă acolo, cum este influența aceasta a puterii, cum duhul necurat pribegește, nu trebuie să știm multe detalii ce se întâmplă în împărăția celui rău, trebuie să știm că există o împărăție a celui rău și o împărăție lui Dumnezeu. Iar întrebarea este foarte simplă, din care, din aceste două împărății, faci parte. Prin întoarcerea la Dumnezeu, prin pocăință, cum am auzit, un om intră în împărăția lui Dumnezeu. iese de sub autoritatea celui rău. Domnul Isus și astăzi mai eliberează oameni și mută în împărăția lui, adică sub puterea lui, sub autoritatea lui. Aceasta înseamnă împărăție, domeniul de autoritate. Eu sunt supus al unui împărat. Ori sunt supus lui Belzebul, celui rău, ori sunt supus lui Dumnezeu. Iar noi, prin simpla naștere și prin faptul că trăim în păcate, noi suntem în împărăția celui rău. Trebuie să vină o zi în care ne pocăim și Domnul cu mâna lui puternică ne smulge din împărăția celui rău, din casa celui tare, Fiindcă El este mai tare și ne mută în împărăția Lui. Iată ce spune Apostolul Pavel despre acest lucru. Vorbind primilor creștini despre împărăția aceasta spirituală. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat sau ne-a mutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Iată ce clar spune aici Apostolul Pavel. El ne-a mutat de sub puterea întunericului, din împărăția celui rău. Voi toți, cei din Colose, cei din Anatolia de astăzi, din Turcia, voi toți dintre neamuri erați sub puterea întunericului. El ne-a luat, ne-a mutat, se include aici Apostolul Pavel, măcar că el era evreu, toți am fost sub puterea Întunericului, El ne-a smuls, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Toți oamenii care s-au pocăit au fost mutați în împărăția Fiului Lui Dumnezeu. Ce avem în această împărăție? Spune foarte clar textul. În el avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și am spus că este vorba și de o iertare continuă. Așadar, cei care fac astăzi parte din împărăția aceasta a Fiului Lui Dumnezeu, foarte curând vor vedea împărăția și în formă fizică. Pentru că este o împărăție pe care, spune Domnul, că trebuie să o cerem, să spunem, vie împărăția ta, să vină împărăția ta. Dragii mei, foarte curând va veni împărăția Lui Dumnezeu. Cine va intra în chip fizic în împărăția aceasta, cu trupuri slăvite, la răpirea bisericii, la venirea Domnului Isus? Cei care astăzi sunt în împărăția Fiului Lui Dumnezeu. E foarte simplu, sunt două împărății, oamenii se împart în două categorii, din care dintre acestea faci parte. Dacă încă nu te-ai pocăit, fă pasul repede, pentru că Domnul te poate strămuta și pe tine te poate muta de sub puterea întunericului, sub puterea lui Dumnezeu în împărăția Fiului Dragostei Lui. Slavă Domnului pentru toți cei care au fost eliberați. Și noi am fost eliberați, și acum putem să ne punem o pernă sub cap și să dormim liniștiți. Așa fac mulți creștini în zilele noastre. Dacă am fost eliberat, dacă am fost mutat și se laudă el cu toate eliberările slavă Domnului. Domnul trebuie să fie lăudat. Dar spune omul, cum a scăpat de alcool, cum a scăpat de multe păcate, de înjurături. Problema este însă că dacă rămâi doar aici și nu ești atent, vin alte duhuri, poate și ce ai avut înainte dar și alte duhuri noi, cum ar fi vorbirea de rău, clevetirea, defăimarea, minciuna și alte lucruri. Înșelătoria religioasă și starea omului din urmă ajunge mai rea decât cea din tâi. De aceea, dragii mei, noi trebuie să fim foarte atenți să ne umplem inima. Dacă am fost eliberați, dacă suntem în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu, atunci slavă lui Dumnezeu. Nu ni se cuvine nou niciun merit, nu avem niciun merit. Nu putem să ne însușim nimic, dar dacă am ajuns acolo, trebuie să fim foarte, foarte atenți să nu lăsăm casa inimii goală. Cu ce trebuie să ne umplem? Scriptura spune că putem să fim umpluți de două lucruri sau mai degrabă de o persoană și de un lucru. În primul rând, e foarte clar, fiți plini de Duhul Sfânt. Este porunca Scripturii. Am vorbit data trecută, nu o să mai reiau. Mergeți înapoi la partea de data trecută, ascultați câte nevoie avem să fim plini de Duhul Sfânt. Domnul Isus a spus, Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce cer cu insistență, cu stăruință. Am vorbit despre plinătatea Duhului Sfânt, dar mai este un lucru de care trebuie să fim plini, și anume de Cuvântul lui Dumnezeu. Și iată un loc din Scriptură, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. De ce să fie omul plin, omul întors la Dumnezeu? De cântări, de cântări de laudă, de cântări duhovnicești, de mulțumire. Să poată să vorbească creștini între ei cu psalm. Observați cât de departe suntem de împlinirea Scripturii? Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă. Învățați-vă cu cuvinte din Scriptură. De unde să știm cuvinte? Le spune tot Apostolul Pavel: Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Iar Domnul spunea că orice om înțelept scoate din misteria inimii lui lucruri noi și lucruri vechi, din Vechiul Testament și din Noul Testament. Cu cuvântul Domnului trebuie să fim noi plini. De aceea, atenție mare: să nu fim ca acest om neglijent despre care vorbește Domnul, fiindcă. În vremea primilor creștini existau astfel de oameni. S-au împlinit cuvintele Domnului. De unde știm? Unii spun că n-ai cum, nu mai poți să te duci înapoi, ești sigur, mergi sigur, sigur, sigur. Nu mai îți face griji, nu-ți mai bate capul că sigur mergi în cer. Îți spun eu dacă nu știi. Cam așa predică unii oameni. Nu vreau să mai dezbat, am dezbătut despre aceasta. Spun doar ce arată Scriptura. Iată, Domnul Isus a spus, dacă un om își lasă inima goală, dacă își lasă casa goală, vin duhuri rele din nou și spune Apostolul Petru despre astfel de oameni. În a doua epistolă a în adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, cum? Prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Așadar, aceștia sunt oameni care au scăpat de întinăciunile lumii, au scăpat de păcat, au scăpat, au fost eliberați. Oameni care au fost eliberați de ducurile necurate. Dar, după ce au scăpat, dacă se încurcă iarăși, iarăși revin la lucrurile dinainte. Și sunt biruiți de ele, pentru că revii la ele. Știți cum circulă acum? Au fost oameni stăpâniți de băutură. Și sunt biserici aici și predicatori și în București și în țară, care spun, nu-i păcat un pahar. Ia tu cât un pahar, să vezi cum o să fii biruit de lucrurile astea te duci înapoi la vechile lucruri, o să fii biruit de ele. Ai fost stăpânit de lucruri murdare pe internet, te duci la plajă și îți vin din nou în minte și iarăși starea ta o să fie nu ca la început, ci mai rea decât la început, pentru că spune aici, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Și vă spun de ce e mai rea. Pentru că înainte măcar știau că sunt pierduți, acum se cred și creștini. Ei sunt biruiți de tot felul de păcate, dar se cred creștini ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea nepricănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Poți să te întorci? Da! Te întorci în lume, te întorci în vechile păcate, chiar dacă, repet, poți să rămâi în biserică, poți să fii în continuare membru, dar tu ești stăpânit de toate lucrurile. Iată ce se întâmplă astăzi, din păcate. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Iată, ce simplu este să te întorci la mocir la ta, la mizeriile tale. Dragii mei, atenție mare, atenție mare. Starea oamenilor acestora devine mai rea decât cea din tâi. Ce a spus Domnul? Vin încă șapte duhuri. Opt duhuri, a fost unul, vin opt. A fost unul de dependență de alcool, de lucruri murdare în minte și în gând. Iată, acum vin altele înapoi și omul peste toate își mai adaugă și mândria religioasă. Aceasta este starea de la urmă a omului mai rea decât cea din tâi. Exista în vremea primilor creștini, există până astăzi. Și sunt multe alte locuri în Scriptură despre oameni care ajung mai rău decât la început, măcar că au fost odată curățați, au fost scăpați de întinăciunile lumii. Și cu aceasta trecem la ultima aplicație, despre semnul lui Iona. Am spus că în Vechiul Testament sunt semne ale venirii Domnului Iisus, ale primei veniri și altele legate de cea de-a doua venire. Semnul lui Iona l-am înțeles toți? E simplu, și un copil de școală dominicală îl înțelege. Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele peștelui. Ce semnifica? Faptul că Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în adâncimile mormântului, după care va învia. Cine a dat această aplicație la profeție? Domnul Iisus însuși. Validând astfel faptul că sunt semne în Vechiul Testament, umbra lucrurilor viitoare, spunea apostolul Pavel, adică o imagine a ceea ce urmează să vină. Despre uh, un alt semn vorbește Domnul lui Nicodim, despre faptul că Moise a înălțat un șarpe în pustie. Vă aduceți aminte? Uh, Evrei au început să cârtească, Domnul a trimis șerpi înfocați în mijlocul lor, îi mușcau șerpi și mureau. Și Domnul spune să se ridice un șarpe, să-l facă Moise înalt, să-l vadă, cine va privi la șarpele acela? va scăpa de moartea provocată de mușcătura șerpilor veninoși. Și Domnul aplică și acest semn la el, la moartea sa pe cruce. Îi spune lui Nicodim, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Că iată încă un semn. Cum s-a înălțat șarpele în pustie, așa Domnul Isus a fost înălțat pe cruce. Cum ei priveau prin credință, nu șarpele îi vindeca, credeau în puterea lui Dumnezeu, atunci erau vindecați. La fel, cine privește prin credință la jertfa Domnului, capătă vindecare. Ați înțeles cele două semne. Însă, dincolo de aceste semne, despre prima lui venire, acestea s-au împlinit, sunt semne legate de cea de-a doua venire. Am văzut ce este semnul lui Iona, am văzut ce este semnul acesta al șarpelui înălțat în pustie, ce înseamnă însă semnul lui Enoch. Este un semn al lui Enoch. Despre acest om este scris încă din primele pagini ale Bibliei, în capitolul 5. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Ce înseamnă semnul lui Enoch? E greu de înțeles. Observați, l-a așezat Domnul de la început în cartea Geneza, în capitolul 5. E clar, fără niciun fel de dubiu, e vorba de venirea Domnului pentru a-și lua biserică. Pe cine va lua Domnul? Pe cei care umblă cu Dumnezeu. Cât a umblat Enoch cu Dumnezeu? Ați reținut? 300 de ani. Dar nu a obosit? Nu s-a întors la vechile lucruri? Era păgânism, era păcat în vremea lui. Nu, el a umblat cu Dumnezeu. 300 de ani. Păi nu mai vine Domnul. Eu umblu cu Dumnezeu. Până când? Până va veni. Sau până mă voi duce eu la el. Dragii mei, Observați ce umblare a avut omul acesta și care a fost sfârșitul lui. Dintr-o dată, el nu s-a mai văzut. De ce? Pentru că l-a luat Dumnezeu. Omul acesta n-a murit. În cartea Geneza, în capitolul 5, despre toți oamenii se spune că au murit. Inclusiv despre acest Metusala sau Matusalem, cel care a trăit 969 de ani, la urmă a murit. Ei bine, despre tatălui, despre Enoch, nu se mai spune că a murit, se spune așa, Că nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. La fel, vor fi niște oameni în vremea din urmă pe care îi va lua Dumnezeu. Semnul lui Enoch înseamnă răpirea bisericii. Ce înseamnă semnul lui Noe și ce înseamnă semnul lui Lot. Fiindcă spune Domnul, Domnul însuși spune că în vremea din urmă va fi ca în zilele lui Noe și ca în zilele lui Lot. Iată, s-au împlinit semne la prima venire, rămâne să se împlinească semne la a doua venire. Semnul lui Noe, iată ce spunea Domnul, în adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic până a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Rămâne să se împlinească acest semn. Domnul Isus a spus, la venirea mea va fi ca în vremea lui Noe. Oamenii își vor vedea de treabă, se vor însura, se vor mărita, vor face comerț, își vor construi case, vor fi preocupați cu lucrurile lumii acestea. Voi să nu fiți așa. Pentru că acești oameni nu au știut nimic. Până când a venit ziua, când Domnul i-a spus lui Noe să intre în corabie și, dragii mei, iată semnul. Corabia a fost înălțată deasupra apelor. Unii ziceau prin potop, nu, deasupra potopului. Deasupra ea a fost înălțată, ceilalți de desubt erau sub judecata lui Dumnezeu. Și semnul acesta este gata să se împlinească. Și semnul lui Lot e foarte clar. Domnul și-a retras pe ai lui înainte de a judeca. După ce a ieșit Lot din Sodoma, a început judecata. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla a idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Iată, este de împlinit și semnul lui Lot. Și spunea cineva că drumul acesta pe care l-a făcut Lot din Sodoma până în cetatea Țoar, a măsurat distanța, era un drum de o zi. Și îngerii au spus, nu putem face nimic până nu te duci, până nu ajungi acolo, du-te repede. Până n-a ajuns el în Țoar, n-a căzut foc din cer. Observați? Până n-a fost el la adăpost, nu că l-a scos și s-a uitat înapoi și a văzut cetatea în flăcări, nu. El a ajuns până în țoar și acolo a început judecata. Când el a ajuns în țoar, a început Dumnezeu să judece. Când biserica va ajunge în slava Tatălui, de-abia atunci începe judecata pe acest pământ. Iată semnele, sunt clare. Cine a spus de semnul lui Noe? Nu eu, ci Domnul. Cine a spus de semnul lui Lot? Domnul Isus. În legătură cu ce? În legătură cu venirea Lui. Ce simplu este să le înțelegem? Cât de simplu? Întrebarea este, suntem gata? Observați, Oamenii sunt într-o frenezie, într-o nebunie de a cumpăra, de a vinde. Măcar că e criză, oamenii fac toate lucrurile acestea, nu știu nimic pentru că nu vor să știe. Întrebarea este dacă tu te-ai întors la Dumnezeu, știi că Domnul Isus este gata să vină? Știi că va veni ziua când El va spune, suiți-vă aici, intrați în Corabii, intrați în Slavă Tatălui, vor intra toți cei care sunt ai Lui de aici de pe Pământ, cei care sunt în împărăția Fiului lui Dumnezeu. Domnul este aproape, timpul pentru a ne pregăti este limitat, s-a împlinit semnul lui Iona la prima lui venire, moartea și învierea sa, se vor împlini și semnele acestea ale lui Enoch, Noe și Lot, foarte curând Domnul va reveni. El să fie slăvit, să ne ajute să trăim așa cum El ne-a arătat, ferice de cei ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu și le împlinesc, fiindcă venirea Domnului este mult mai aproape decât ne gândim noi. Domnul să fie slăbit și să ne ajute să fim gata. Amin.